încă din mijloc de mijloc. Ok. Bună seara. Bine v-am găsit. O să rog pe domnul Iordănescu să spună câteva lucruri despre joc. Apoi ok. Bună seara. Încep în ceea ce e normal. Felicităm echipa gazdă, campioana României, cu exprimare enorme, extrem de eficientă, echipă pragmatică, echipă care are experiență multă, maturitate și care, exact cum așteptam, nu s-a cutremurat în urma la ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu așteptam până la unui punct, pentru că știu grupul de jucători extrem de matur. Sigur, aici a trebuit să a făcut o muncă bună. Știu ce rol au avut cei care nu mai sunt în club acum, în frunte cu președintele clubului, cu Marian Copilu, o perioadă extrem de valoroasă, de eficientă pentru club. A venit acest cutremur, dar știam că grupul are o capacitate extraordinară de a se repria, de a se repoziționa. Felicităm echipa gazdă pentru că, până la urmă, a fost mai abilă, a fost mai experimentată, a fost mai eficientă. Dar dacă ar fi să fac o analiză a celor două reprize, cred că prima repriză, în ciuda rezultatului final, nu a fost una proastă pentru noi, ba din potrivă, am încercat, am construit, am adus mingi în fața porții, am avut două, trei situații bune și a venit un gol cu execuție care, în urmă, ne-a însemnat și șanse, sigur, calitatea lui Bilev, dar și multe șanse, fără să ne intrem în care. Echipa gazdă, dacă a gestionat mai bine după aceea, pentru că a avut și avantajul terenului, noi nu avem profilul de echipă care să se angreneze într-un joc de luptă, de combativitate, am pierdut duelele individuale, ne-am precipitat repriza, dar ați văzut că am terminat cu 44-21. Ori pentru ca să ai pretenții, nu să-l câștigi, să ai pretenții să te lupți pentru titlu, ai nevoie și de experiențe și este ceea ce aștept. Am venit, mi-am asumat, un moment foarte greu pentru club, mi-am asumat în ciuda faptului că poate era un risc care după perioada pe care am venit, altul locul meu nu ar fi făcut-o, dar e nevoie ca să ne acoperim pentru că altfel va fi foarte greu. Am reușit prea puțin, din păcate, și acum nu ne rămâne decât să gestionăm astea două săptămâni cum putem și să încercăm să reintrăm pe o traiectorie pe care eu o doresc. Bună seara, domnule Iordănescu. La prima conferință de presă ați ezitat să vorbiți despre transferuri, ați spus că vreți să vedeți mai bine ceea ce aveți în lot. Acum cred că v-ați făcut o idee. De câți jucători aveți nevoie pentru a redresa puțin? Nu numai că am făcut o idee, dar am pierdut într-o zi doi jucători. Eu am făcut o conferință de presă înaintea meciului cu Șep și după care a dispărut Moruțan, pe Florinel l-am pierdut. Lase astăzi, la pauză, era Grezna, Butuc și a legat-o să intre pentru echipă și pentru că este capitanul nostru și a vrut să lupte alături de băieți, dar era într-un picior. Sunt jucători importanți, sunt jucători care deja aveau o perioadă aici, i-am pierdut, au plecat și Man de curând, sunt jucători care au dispărut față de campionatul trecut și trebuie să punem în loc și cred că trebuie să punem în loc experiență și robustețe, avem nevoie de jucători puternici, fotbal înseamnă și luptă, înseamnă angajament, înseamnă că trebuie să te adaptezi și la momente de genul ăsta, cum a fost astăzi, teren cu un adversar puternic, am pierdut duelurile fizice, repriza a doua, au dominat și fizic, plus că au speculat orice greșeală. Uitați-vă la golul, dacă facem o analiză, tot ce a finalizat CFR-ul până la urmă, a fost mult și pe greșelile noastre, greșelile individuale. Deci e nevoie, 3 jucători, 4 jucători, rapid. Domnule Iordănescu, Sorescu, credeți că nu știu, mi-e greu acum să fac apreciere de genul ăsta, ați văzut public, au apărut niște nume, sunt jucători interesanți pentru noi, nu vreau să nominalizez acum să dau nume, dar am nevoie de jucători cu personalitate, jucători cu experiență, pentru că și cei mici pe care noi avem, și ați văzut și banca extrem de tânără, tot ce au intrat, jucători tineri și foarte tineri, pot să performeze și să crească pe lângă jucători cu experiență. Altfel este greu și noi avem prea puțin jucători cu experiență. Talie mică, medie, mult joc cu mingea, ori astăzi trebuia să schimbăm profilul jocului. Și n-am reușit, din păcate, să ne adaptăm la asta. Domnule Iordănescu,
despre evoluția portalului Glas, ce părere aveți? Ce puteți să reproșați? Vom analiza. Au fost greșeli individuale de transmisie, de adaptare, am mișcat înapoi, am mișcat paralel, orizontal, nu am mișcat în față, nu suntem de profilul ăla care să ducem un joc mai direct, să mutăm și noi liniile, să mișcăm o jumătate a adversarului. CFR-ul întreimea de mijloc a recuperat din putere, din agresivitate și imediat a verticalizat. Așa au apărut golurile. Sigur au fost greșeli, le vom analiza. Pe mine ce mă deranjează, sigur, scorul este greu de digerat, dar până la urmă ormei, tot cu și 1-0, tot cu 0 puncte plecam. Mă deranjează că foarte tare ne cutremurăm, adică și asta vine tot de la lipsă de experiență, de maturitate. S-au și 2-3 mici de priza a doua, ne-am precipitat total. Ok. Vă văd că tot bateți în monedă pe ideea că aveți nevoie de experiență. Asta contravine ideilor patronului. La sfârșit să înțeleagă că e nevoie și de jucători cu experiență cu atâția ani care pentru că am discuții, am avut discuții, vom avea discuții în continuare. Mesajele mele sunt clare tot timpul. Eu nu mă învârt în jurul cuvintelor. Știu ce am nevoie, știu ce am cerut. Trebuie acum să găsim soluțiile necesare și mijloacele ca să soluțiile să găsim jucătorii de profilul pe care îi caut și mijloacele ca să-i convingem să-i înregimentăm. Timpul e foarte scurt. Timpul e foarte scurt și eu cred că am avut multe semnale de alarmă și înainte să vin eu și după ce am venit eu. Din vară încoace cu tot ce s-a întâmplat, atrăgea atenția un sezon extrem de greu, cel puțin pe debutul ăsta. Ultima întrebare, dacă permiteți, v-a dat patronul un mesaj după meci, că cred că e foarte supărat. Eu nu am telefonul cu mine pe teren, la fel după meci, prioritățile mele sunt altele, după un joc de genul ăsta toți suntem supărați, dar știam unde am venit și mi-asum absolut orice. E de muncă și e nevoie de, cum am spus, să ne completăm. Ok, mulțumim! Care sunt toate care este atmosfera? N-am învățat în un subiect. Sunt jucători maturi, experimentați, majoritatea cu 4 titluri în spate, cu trofei, cu cupe europene. Astăzi au gestionat extraordinar și au reușit să profite de tot ceea ce noi am facilitat. Seara bună!